ce pereche arhitect pe care să o rugăm să facă șapte? Cu deci merge așa. Aș merge cu A egal cu... A egal cu... 1. 4 ori 4, minus 3 ori cât se fac? 7 plus 4. Deci 2 ori. Adică 2 ori. 8. 3 ori cât se fac? 7. 4. 4 ori 4. 4 ori 3. 12. 5 nu se poate. 4 ori 4, 16, minus cât se fac? 7. 9. 9. Merge. Deci A egal cu cât? Cu 4. Parcă așa de nou. Da. Și B egal cu cât? Cu? Cu 3. Da? 16 minus 9 egal cu 7. Ei, am găsit o pereche și mai sunt altele. Multe perechi. Dar noi am găsit o primă pereche. Deci o primă pereche A egal cu 4 și B egal cu 3. Adică înseamnă că ar trebui 2 la minus 3. Nu știu. Despre ce acum ar trebui. A. Și dacă adaug la soluția particulară 4 și 3, dacă adaug coeficientului cu 3, ori K. Iar aici adaug 4 K. Să vedeți că asta merită, merge foarte rapid. Hai să vedem dacă înlocuim aici pe A-ul ăsta care l-a găsit eu și pe eu. De fapt, voi ați găsit perechea asta particulară, da? Păi nu eu... merge. De ce? 4 egal cu 4. Deci A egal cu 4 plus 3 K. A, bă, da, K o să fie 0. Și B egal cu 3 plus K o să fie 0, 1. Eu, când îi dau cu K valori, vă găsesc altă pereche. Uite, pentru K egal cu 1, care va fi? Pentru K egal cu 1. O altă pereche va fi 4 plus 3, 7. A egal cu 7 și B egal cu 3 plus 4, 7. Ia vedeți, 7 și 7 merge, 4 plus 7. Dă 28 minus 21, 7. Perfect. O altă soluție. A, și așa A egal cu 2. Deci trebuie să mă ajute de 7. Tocmai. Acum, pentru că A egal cu 2 cât vine? 4 plus 6. 6 care ne dă 10. Deci A egal cu 10. Și B este... este egal cu 8 cu 3... 11. 10. Ia vedeți cum merge. 11, 40 minus 33. Am găsit toate perechile eu așa. Deci fii atent, după ce șmecherii, după ce găsești o perechile soluții particulare... Trebuie să mă zic, trebuie să vezi. Adaugi coeficientului B la coeficientului B, adică 3, mulțim cu K, iar pentru a găsi pe B, coeficientului A, 4, mulțim cu K. Și așa sunt generate toate perechile. Acum, pentru a găsi forma lui N, mă duc aici și zic 3N plus 5. 3N plus 5. Egal cu D, care este cât? 2. 2 ori. 2 ori A. 2 ori A. A o cât este? Poate fi 7. 2 ori A, dar A o cât e forma asta? Da. Adică 2 ori 4 plus 4 plus 3 K. 2 ori 4 plus 3 K. Și acum, zice-mi, din nou zicem echivalent 3 plus 5 egal cu 2 ori 4 aici, 2 ori 4 8 plus 2 ori 3 6 K. Și bine, o spus să scot pe 3 va fi egal cu 3 va fi egal cu 8 plus 6 K minus 5, adică 3 avem, 8 minus 5 3, 3 plus 6 K. O să scopi 3 factori. Corect. 3 nu va fi egal cu... 3 nu va fi... 3... Nu? Da. 3 pe lângă... Egal cu 3 pe lângă... 3 pe lângă... 1 plus... 1 plus... 2... 2 K. Simplificăm prin 3. Și nu va fi egal cu 2 K plus 1. Deci asta e forma lună. Nu e egal cu 2 K plus 1. Multiplul de 2 plus 1. Da? Multiplul de 2 plus 1. Stai numai de impact.
Dacă locuim pe N aici, cu forma asta, se simplifică sigur prin 2. Adică să experimentăm. Hai să vedem, hai să vedem. Deci vine fracția de F, era egal așa. 3 N plus 5, totul supra, 4 N plus 2. Și egal cu, din difracții, 3 pe lângă, ce N? Care e forma N pe care o avem noi? Putem să punem că... 2 cap plus 1, da? Dar nu dă particular, nu dă particular, general o lăsăm așa. Da. Deci 3 pe lângă 2 cap plus 1. Aveți să faceți așa. Da, cu forma generală. Da? Plus 5. Plus 5. Totul supra, 4 pe lângă 2 cap plus 1. Plus 1. Plus 2. Plus 2. Și cap. Acum putem să facem 6K. Plus 3. 6K plus 3. Plus 3 plus 5. Da. Supra 8K. 8K. Plus 4. Da. Plus 2. Și cap. Și cap. Păi putem scoate în fiecare. 6K plus 8. 6K plus 8. Supra. 8K sus plus 6. Și egal cu? Poți să scot un factor pe amândouă, pe 2. Exact. A, și o să fie 2 pe lângă, supra 2 pe lângă. 3K plus 4, totul supra, 2 pe lângă. Supra 2 pe lângă, 4K plus 3. Simplifică cu 2, cum am așteptat. Da? Că noi știam că prin 2 se simplifică. Deci la întrebarea, este reductibil răspunsul? Da, este simplificabil pentru noi de tipul 2 cap plus 1 și se simplifică prin 2. Putem să facem și prin 7. Când o luăm pe 2 egal cu 7 și atunci obligăm pe 4a minus 3b să fie egal cu cât? 4a minus 3b să fie egal cu 2 ca să da. Nu facă ce. Deci avem și varianta asta. Și de o să fie 7. Da? Dumnezeu să fie 7 și după asta să fie... Ce trebuie să vă spun? Că modelul care l-am luat aici a fost cel mai dur. Că de regulă ne dă aici la scădere. Da, ne dă scădere și... Ne dă ori 1, ori un număr prim. Prim, da. Cum o dată a trecută 3. Țineți minte după, sau... Da. Da? Da. Ori dă 1, ori 3. Când dă 1 înseamnă nesimplificabilă. Și când dă... Când dă un număr prim, ăla e divizorul. Dar 14, cum am dat la noi aici, la întâmplare, îmi oferă mai multe alternative. Și păi, deși să se complică, că trebuie să iau și partea cealaltă. Cât ori cât să facă 14? 2 ori 7. Și când am luat pe 2, trebuie să iau obligatorul 4a minus 3, e egal cu 7. Și aici trebuie să ghicesc o soluție. Să ghicesc și până să fac soluția generală, să mă duc să mă găsesc în el, să văd pe el cum arată, este treabă dificilă. Da? Se poate face. În general, când dă așa ceva, este un subiect mult prea delicat, mult prea dur. Da? Dar, ca idee, așa se face. Altceva? Ce vă mai pot... Niște sume, cumva? Sau operații cu fracții? Și operații cu fracții. Și operații cu fracții faceți, nu? Da. Hai să facem și operații. Deci, să se calculeze. Deci, să se calculeze. Așa. Deci, să se calculeze. Și zice, expresia e egală cu 2 împărțit la un întreg și o treime. Parcă ați făcut și într-o și întreg și o frație. Da. Da? Un întreg și o treime împărțit la 1 pe 3. Dar noi n-am făcut așa cu împărțirile la școală. Cum? Că noi nu suntem doar micru și mult.
Nu mai adunesc scăderea fracției? Da, fără 15%. Nu mai adunesc scăderea? Mi-am făcut la 13%. La clasa a 5-a ați făcut nivelul fracției? Nu, fracția am făcut. Nu am făcut 14% și nu pot. Am zis la prezentarea fracției. La asta ți-a ajutat la prezentarea fracției numele? Nu, am zis că deja mă fracții care au același monitor. Deci au dus. Deci nu s-au dus. Adunați că de bun. Hai să zicem așa. 300-215 minus 4 supra 300. Ce cam? Ar trebui să le aducem pe amândouă la aceeași numitor. La aceeași numitor, da. Deci anumitorii sunt diferiți, clar trebuie să faci. Dar mai întâi de toate trebuie să vedem dacă putem face simplificările. Vom face 3 ori 300. Nu, că se face asta. Bună seara! Bună seara, la mulțire! Dar aici, la anunță, la anunță se face simplificat și sus jos. Da? Păi am putea simplificăm prin 2. Asta, asta. Când, atenție, numai când ar fi înmulțire, facem așa ceva. Deci 3 pe 215 minus 2 pe 150. 2 pe 150. Care mai poate fi simplificat? Da, frate. Și ca 3 supra 200. Nu, e la 1. Dar ce? A, 3 supra 200. Minus 1 supra? Minus 1 supra 75. Poți să ia câte... Mai poate fi simplificat. Fracții, deci lucrăm numai cu fracții ireductibile. Pentru că alea să nu văd în fața ochilor mei fracții reductibile, numai ireductibile. Și tu urmă, Marcu? 8. Deci prima nu putem să mai... Aici nu mai poate. Nu, că 2 cu... Prin cât aș încerca aici? Prin 3. Ce da, aici? Se poate. Dar nu se poate, că suma ce vreau face. Și atunci? Deci ce facem? Păi care e? Voi trebuie să le aduc pe 75 la 215. Dacă se poate exact, dacă nu se poate și nu mă aștept să fac. Fac 2015. Nu se poate. Ce fac 2015? Acolo te spuneți 225. Nu, lasă așa. Atunci, totuși, ce fac aici? Trebuie să iau fiecare numitor să descompun, să aflu cel mai din multiplu comun. Oh. Dar, pentru că n-avem ce face, trebuie să aveți 5. Deci dăm pe 215 și descompunem. Și vă dați 5 ori. Prin 5. Și de 4 ori. 4 ori și... Rămâne 15, rămâne 1, 3. 5, 3, 43. Nu, nu merge prin... 43 ori prin. Da? 43. Așadar, zicem, 215 este egal cu 5 ori 43. 43. 5 ori 43. Iar 75. 75 se împărte la 5. 75 va fi egal cu? Cu 3 ori. 15, o să fie 5. 5 ori 3. 5 ori 15? Da. Da? Da, 15. Adică 5 la a doua ori 3. Da. 5 la a doua ori 3. Și acum, cum era multiplul? Cel mai mic multiplul comun. Cum era? Cum era? Pe cel mai mare dintre alea comune, da, și toate cele necomune. Așa. Deci dintre divizorii comuni pe cel puterea cea mai mare, de 5 la a doua, și toți factorii necomuni. Da. Adică ori 43 și ori 3. Ăsta este numitorul comun. Deci numitorul comun, cel mai mic, multiplul comun, cel mai mic număr, care să se împarte exact și la 215 și la 7. 5 ori 43 ori 3.
25 ori 43, adică 75 ori 43. 75 ori 45. 75 ori 43. Nu știu ce facem. Important e... acum să amplificăm. Cu cât amplificăm pe prima? Prima? Am dat oare? Da. Deci aici trebuie să împărțim pe 75 ori 43 la 215. Da. Și ne putem da seama cel mai rapid aici. Că 75 3 ore 5 la 2. Și urmați 43. Deci aici amplificăm cu 43. Și din coace amplificăm cu? La 75 3 ori 5. Nu. Cu 5 ori 3, domnul profesor. La prima. Aici? 5, da? 5 ori 3. Da, 5 ori 3. E 5 ori 43 și urmează 5 ori 3. 43. Da, da. 5 ori 3 e 15. Da. Și din face este cât? 43. 43. Că 75 este 5 la 9, 3 și rămâne 43. Și iată că în felul ăsta se face cu... 45 minus 43, 42. Deci vine 45 minus 43 și egal cu 2 pe numărul acesta, 75. Oare 43. Care e lucrul pe care l-ați uitat aici? Acolo, trebuia să aducem la cel mai mult lucru. Asta e. Deci apare cel mai mic multiplu comun. Important. Deci nu ai. Nu spui, dacă nu se împart unul la celălalt, nu mai pot continua. Află numitorul comun. Dar ei, dacă n-au învățat și împarță la a șasea cel mai multiplu comun, trebuie să vină acest zi. Nu, la a șasea n-au învățat cel mai multiplu comun la a cincea ei. N-au făcut asta? Nu, la a șasea. De pe la 6 fac, atunci fac inversat, da, atunci inversează. Da, da. Nu află cel mai mic, și află un multiplu. Exact. Doar un multiplu inversat. Cei dar divizorii au făcut... N-au făcut la 6 cel mai mic multiplu. Da, dar cu ei n-am făcut... N-am făcut, dar la școală, de program, nu, la 6. Așa, nu oprim aici. Să nu uitați, dați la share și vă abonați la proful online. Hai să vedem ce a făcut așa. Ce ați văzut? Hai să vedem la sinteza oarei. Foarte. Sinteza oarei. Am făcut procente. Probleme. Am făcut fracții. Reducibile. Și ireductibile. Operații cu fracții. Cam asta a fost și problema aceea cu masă pe care am făcut-o. Așa, cu procente am făcut-o. Și problema aceea pe care Daria o să o vadă pe film. Da. Auzi, Daria? Da. Deci avem problema aceea. Pe film, o vedeți. O să o vedeți pe film. Aia e, i-am făcut-o și eu, dar îi dădeam putut să dorm aseară, i-am făcut-o. Vă zic, ideea mea. Da. Da. O să... I-am și explicat eu, repede, și ce reptămesc. Înseamnă că... Eu, asta este. Nu poți dormi până. M-am pus la urmă seara, până n-am făcut. Cum ca să la revedere! Să nu uită de like și share, să vă abona la Provo Online. Și să spuneți la... La revedere! La ce? La naș! La naș! La naș! La naș!